Eu sunt. Ok. Eu sunt prințul riscurilor voastre. Visurilor voastre. Tot eu sunt visurilor. Mai erau și surorile cele urâte. Noi suntem surorile cele urâte! Și sora surorilor celor urâte. Eu sunt cenușăreasa. Suntem așa de bucuroase! Mergem la bal! Sunt așa tristă, eu nu merg la bal. De fericit? Ești așa de frumos? Știu! Și vă voi dansa cu tine toată seara. Ok. Suntem așa de invidioase! Sunt așa de fericită! Iar eu sunt așa de frumos. Eu sunt Luna cea bună. Este miezul nopții, bat clopotele. Ding! Dong! Ding! Dong! Ding! Dong! Ding! Dong! Este miezul nopții, trebuie să plec. Ok. Și-a fugit. Oh, am pierdut pantoful de cristal. Trebuie să merg. Și nu vreau ca fraza să se termine. Fată! Și-am pierdut pantoful. Trebuie să o găsesc. Vreau să mă însor cu ea. Sunt așa de frumos. În ziua următoare, sunt așa de tristă. Eu sunt zâna cea bună. Oh. Scuzați! Prințul visurilor voastre a ajuns acasă la cenușăreasa și era așa de frumos. Sunt așa de frumos. Ești așa de frumos! Știu. Și voi sunteți așa de urâte. Știu! Eu am pantoful de cristal. Nu vreți să-l încercați? Se potrivește! Se potrivește! Nu vine! Nu vine! Ba nu! Nu se potrivește. Ba da, se potrivește! Nu, nu se potrivește. Ba da, chiar se potrivește! Nu, chiar nu se potrivește. Ok! Cenușăreasă, încearcă tu. Ok.
Bă, se potrivește. Sunt așa de fericită. Sunt așa de frumos. Și am să te iau de nevastă. Ok. Suntem așa de invidioase. Sunt așa de frumos. Sunt așa fericită. Eu sunt zâna cea bună. Știm! Și am venit fericit și am avut mulți copii. Ok. Pantomimă comică, oarecum să le arătăm mirilor noștri ce așteaptă de azi înainte. Dacă în casă nouă de acum te vei muta, ia privește aici pe muncă, te va aștepta. Să-ți pe geamul, să-ți pe geamul și pe jos, să-ți pe geamul, să-ți pe geamul și pe jos. Dacă în casă nouă de acum te vei muta, ia privește aici ce muncă te va aștepta. Să mori pe sulan culoare și să zugrăvești, să mori pe sulan culoare și să zugrăvești. Să-ți pe geamul, să-ți pe geamul și pe jos, să-ți pe geamul, să-ți pe geamul și pe jos. Dacă în casă nouă de acum te vei muta, ia privește aici ce muncă te va aștepta. Să măsor să potrivești și să repar, să măsor să potrivești și să repar. Să mă pe sulan culoare și să zugrăvești, să mă pe sulan culoare și să zugrăvești. Să pe geamul, să pe geamul și pe jos, să pe geamul, să pe geamul și pe jos. Dacă în casă nouă de acum te vei muta, ia privește aici ce muncă te va aștepta. Să speru pe să le tin și să le tari. Să mă rupe, să le întind și să le car. Să mă rupe, să le întind și să le car. Să mă rupe, să le întind și să le car. Să mă rupe, să le întind și să le car. Să mă rupe, să le întind și să le car. Să mă rupe, să le întind și să le car. Să mă rupe, să le întind și să le car. Dacă în casă nouă de acum te vei muta, ia privește aici ce muncă te va aștepta. Să-și te spui. Dacă în casă nouă de acum te vei muta, ia privește aici ce muncă te va aștepta. Să gătești mâncare bună pentru toți, 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 să gătești mâncare bună pentru toți. Să râdeți în gura mare, poate veți urma!
începere ce urmează, vrem să avem o poveste mai specială care să implicăm și Mirele și Mireasa. Este un joc în care cineva va pierde și va trebui să vă gândiți dumneavoastră la ce credeam să se-i dea. Jocul se numește Caleașcă. În fața noastră stă o caleașcă. Acolo în față avem 6 cai. Frumoși! 6 cai frumoși. În spatele cailor, în mijloc, avem un birjar. În dreapta birjarului avem roata dreaptă de la caleașcă. În stânga este roata stângă de la caleașcă. În spate, aici în stânga, este roata din spate stângă de la caleașcă, iar aici în dreapta, roata dreaptă din spate de la caleașcă. Aici în mijlocul nostru este regina și regele. Ei vor avea o călătorie de făcut în povestirea noastră. Da? În povestirea noastră, când își vor auzi numele cal sau birjar sau rege sau regină, în momentul, vreau să specific, în momentul în care voi spune caleașcă, sunt obligați să se ridice toți cei din spate în afară de cale. Da? Deci roțile, regina, birjarul și regele. Dacă nu se vor ridica, dacă nu vor fi atenți când voi rosti numele lor, va trebui să le dăm la sfârșit o pedeapsă. Eu acum voi începe să citesc. În timpul povestirii, când, când se vor auzi fiecare numele, va trebui să se ridice de pe scaun și să se învârte odată roată după scaun și după aceea să se așeze. Să se învârte în jurul scaunului. Da? Putem începe, da? Hai să facem o probă. Birjarul. Da? Ca un birjar credincios. Marius are deja o pedeapsă. Glumesc. Asta era o pedeapsă. Asta era o, o glumă, da? Deci asta e ideea. În momentul în care își aude cuvântul, dacă își aude de 3 ori că îl rostesc consecutiv, trebuie să facă trăitură după asta. De acum, haideți să fim atenți și va începe povestirea noastră. Odată, într-o împărăție în care era o rege și o regină, într-o dimineață, regina i-a cerut regelui să meargă la o plimbare cu căleașcă. Deci notați, da? Deci am luat pedeapsă. Adun bani și apă. Pedeapsa este un bani de apă. Acum, pedeapsa cealaltă vor vedea, poate vor fi 2. Caleașcă cu 6 cai. Regele, pentru că o iubea pe regină, a chemat pe credinciosul lor birjar și a spus: birjarule, dragul meu birjar, regina mi-a cerut să mergem azi la o plimbare cu caleașca. Cea cu 6 cai. Așa că te rog, dragul meu, birjar. Sunt hai camii la caleașcă. Și să te pregătești de drum.
Birjarul, ca un credincios birjar ce era regelui și reginei, a îndrămat caii la caleaș. Și au pregătit-o de plimbare. Regele și regina au urcat în caleașcă. Fete! Nu, 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 am zis caleașcă. Deci caii n-au treabă. Dă-i cu găneată! Dă-i cu găneată! Ca nu te-a dat! Ia, regele a exclamat. Birjarule, dragul meu birjar, dă bice cailor să pornească caleașca. Deodată, în timp ce regele și regina erau plimbați cu caleașca, de credincioșul lor birjar, roata dreaptă din spate s-a stricat. Iar calul de la mijloc, de pe partea dreaptă, calul din spate, de pe partea dreaptă, i s-a rupt hamul. Regele speria că regina se putea rămâni. Ea striga birjarului. Birjar! Dragul meu birjar! Ce se întâmplă cu caleașca noastră? Birjarul ca un credincios birjar ce era, a reparat roata cu pricina. Și-a legat hamul calului de la stânga spate. Caleașca a pornit din nou la drum, dar de data aceasta spre palatul unde regele și regina vor trăi fericiți până atunci bătrâneți. Sfârșit! Eu voi interpreta rolul lui Crețon. Goliat, înțeles, că merge de partea comunică. Eu voi fi Goliat, iar el va fi David. Armata filisteană și poporul Israel. Să ascultă. Aceasta este întâmplarea adevărată a lui David și Goliat. Armata filisteană era așezată în linie de bătaie. Când deodată... Să-l
Tu, micuțule, pitecule, am să te strâng ca pe rânduia, ca pe un betișor. Am să te zdrobesc ca pe un portocal între degete. Am să te pocnesc ca pe o cânta pe frunte. Măi, murii negreșit! Așa că acum a început să danseze.